Eu am ajuns în lotul olimpic junioară fiind. Și la campionatele mondiale de la Lucerna, junioară fiind, am tras în barca de patru vâsle cu senioarele. Deci era ceva clar. Eram un talent. Da. N-am realizat eu atunci cât de talentată eram. Doar antrenorii aveau pretenții de la mine și eu nu înțelegeam de ce am rămas doar în istorie cu cele 8 medalii, pentru că eu am avut o carieră de 24 de ani. Un om iese la pensie după 24 de ani, iar eu am făcut sport de performanță la acest nivel. Care mi este cea mai dragă? Toate medaliile îmi sunt dragi, amintiri plăcute am la fiecare ediție, pentru că și. Co-echipierele mele uh, au fost așa într-o uh, schimbare Chiar dacă Simplu este regina probelor în canotaj Dar eu n-aș putea să spun, și eu sunt campioană olimpică în Simplu N-aș putea să spun că mi-este cea mai dragă medalie uh, Cea de Simplu uh, Îmi sunt dragi toate și titlurile olimpice cucerite în uh, echipa de 8+1 1 Pentru că... Uh, Acolo am învățat că atunci când vrei să faci un lucru ieșit din comun, este foarte, foarte important să găsești o echipă care să gândească, să-și dorească, să muncească exact ca tine. Nu realizam pentru că nu aveam presiunea pusă pe umerii noștri de nimeni, ci doar noi a pusese în presiune pe noi ca să câștigăm pentru că era o mândrie să-ți reprezint țara, ca și acum mi-aduc aminte pe Snagov timpii pe care îi scoteam eu și timpul meu cel mai bun în simplu a fost 7-17 pe Snagov și domnul Mocenic m-a chemat la o discuție și mi-a zis, măi fat tu ești atât de bună încât două probe dacă tragi la Jocurile Olimpice, nu te încurcă cu absolut nimic. Și am zis două probe. Care sunt două, cele două probe? Păi uite, simplu și dublu. Păi sunt două probe mici. Sunt două probe foarte grele. Credeți că fac față? Cum să nu? Păi gândește-te numai la ce timp ai scos tu în simplu. Aici la antrenament. Deci este clar că proba de simplu este a ta. Și dublu nu poate decât să te ajute, nu să te încurci. Contează foarte mult pregătirea, contează foarte mult uh, încrederea pe care ți-o dau antrenorii și atunci când antrenorul îți spune tu poți, el știe pe ce se bazează, după aproape 8 ani de simplu, tot îi spuneam domnului Moceani, m-am săturat, nu mai pot, psihic nu mai pot. Plec prima la antrenamente și vin ultima. Nu mai pot și nu mai pot și nu mai pot. Eu vreau cea mai mare, cea mai lungă barcă, că nu mai pot. Cea mai lungă este evident cea de 8 plus 1. Da, deci a fost ceva extraordinar de e, frumos. Știam foarte clar că dacă ne ducem cu un timp de pe Snagov care să ne spună că suntem cele mai bune, dacă pierdem, pierdem din cauza că n-am știut noi să gestionăm situația, nu că nu aveam valoare. Dar nu s-a întâmplat pentru că experiența și-a spus cuvântul și rezultatul a fost pe măsură. Iar ultima ediție, <laughs> să revin la cea mai lungă barcă și la ultima mea participare la Jocurile Olimpice, mi-aduc aminte tot. Mi-aduc aminte așa cum am plecat cu un cărmaci care ne-a încurajat din, cum nu ne-a încurajat ea la nici o cursă a noastră și ultimul 250 de metri am simțit că barca zboară, echipa și-a dorit din toate punctele de vedere să treacă prima linia de soțire. Și bucurie mai mare poți să ai nu mai zic, imnul, hora pe care am încins-o noi, aia a fost așa ca o eliberare de stres, de bucurie, de tot. Asta le doresc tuturor sportivilor noștri, de la primul la ultimul, să creadă în ei, să creadă în șansa lor, să creadă în munca lor.